Prostituția în Germania a redevenit legală în 2002. Este o industrie care produce 18 miliarde de euro anual, iar numărul localnicilor care frecventează bordelurile se ridică la 1 milion. În spatele acestor cifre statistice se ascund adevărate drame ale practicantelor, celei mai vechi meserii din lume. Paradise, un bordel din Stuttgart, este și unul dintre cele mai mari raiuri ale plăcerii carnale din Germania. Peste 150 de prostituate își fac veacul în acest stabiliment zi de zi. Plătesc o taxă către stat de 25 de euro pe zi și își lasă o parte din încasări în conturile afacerii deținute de Jürgen Rudloff. Paradise este și subiectul unui documentar TV, Megabordelul, regizat de Edward Wetz, un veteran al reportajelor din zone de conflict precum Somalia sau Fâșia Gaza. Am fost în destule locuri nebunești în cariera mea, dar atmosfera din bordel mi s-a părut dezgustătoare, susține regizorul. Printre mărturisirile șocante relatate în cadrul filmărilor se află cele ale unor fete abia trecute de majorat, care au și câte 20 de clienți într-o singură noapte. Aproximativ 1,2 milioane de bărbați apelează zilnic la serviciile unei prostituate în Germania. Numărul celor care își vând trupul variază însă de la perioadă la perioadă, fiind situat undeva între 400.000 și 1 milion. Nu este un loc de muncă, trăiești doar violență. Am avut 400-500 de bărbați în 4 săptămâni, spune tânăra de 27 de ani, după ce a renunțat la această viață. Sandra a studiat dreptul, iar acum lucrează pentru interzicerea prostituației. În fiecare club în care am fost, am văzut trafic de persoane, femei bătute, spune ea. De altfel, experții afirmă că 9 din 10 femei sunt forțate să își vândă trupul. O singură prostituată aduce proxenetului venituri de până la 100 de mii de euro pe an, dar și câștiguri statului. Pentru femei însă, povestea este diferită. Acestea ajung să sufere de traume psihologice similare cu cele ale soldaților, după cum afirmă un expert în traume. O prostituată se confruntă cu un risc de a fi ucisă de peste 18 ori mai mare decât cel al altor femei, indiferent dacă sunt prostituate voluntare sau forțate. În ciuda acestor aspecte șocante, bordelurile din Germania au parcă mai mulți clienți ca niciodată. 20 de euro pentru 20 de minute de sex este o ofertă dintr-un bordel. Piața este una competitivă, căci tot mai multe femei tinere ajung în aceste bordeluri.